Câștigătorul alegerilor locale în județul Giurgiu este Partidul Social Democrat, pe locul al doilea aflându-se Partidul Național Liberal. Diferența între cele două este mai mare la nivel de județ și este destul de redusă la nivelul municipiului prin comparație cu ceea ce s-a întâmplat la nivel județean. Rezultatele finale pentru primăria municipiului Giurgiu arată în felul următor. Nicolae Barbu, 10.076 voturi, procent 39,9%, Florian Nicolae, 7.993 voturi, procent 31,7%, Alexandru Vladu, 3.636 voturi, procent 14,4%. În ceea ce privește Consiliul Local al municipiului Giurgiu, care are în total 21 de membri, PSD-ul va avea 11 consilieri, PNL va avea 7 consilieri, iar ALDE 3 consilieri. În funcție de numărul de voturi, situația este următoarea. PSD 9.748 voturi, procent 39%, PNL 6.928 voturi, procent 27,7%, ALDE 3.050 voturi, procent 12,2%. La Consiliul Județean, PSD are o majoritate confortabilă, obținând 20 de mandate din totalul de 31. PNL a obținut 8 mandate de consilier județean, iar ALDE 3 mandate. În acest caz, rezultatele au fost următoarele. PSD 77.507 voturi, procent 57,5%, PNL 31.488 voturi, procent 23,3%, ALDE 12.946 voturi, procent 9,6%. O scurtă analiză a acestor rezultate arată că primii trei candidați la funcția de primar al municipiului au obținut fiecare mai multe voturi decât au fost acordate pentru listele partidelor pe care le reprezintă. La nivelul municipiului, rezultatele lui Nicolae Barbu sunt apropiate de cele ale listelor de consilieri. A primit cu 328 de voturi mai mult decât lista PSD de consilieri locali și cu 491 voturi mai mult decât lista pentru consilieri județeni. În schimb, tot în municipiu, Florian Nicolae a obținut 1065 de voturi în plus față de lista PNL pentru Consiliul Local și a avut doar cu 102 voturi mai puțin față de lista pentru Consiliul Județean. Alexandru Vladu a obținut și el mai multe voturi decât cele două liste ale ALDE. A avut 586 voturi mai mult decât lista pentru Consiliul Local și 529 voturi în plus față de lista pentru Consiliul Județean. De remarcat este și faptul că PSD a primit în municipiu mai multe voturi pentru Consiliul Local decât pentru Consiliul Județean, în timp ce PNL și ALDE au avut în municipiu mai multe voturi pentru Consiliul Județean decât pentru Consiliul Local.